Polițiștii de frontieră au depistat duminică doi bărbați cu trăsături afroasiatice care au încercat să intre ilegal în România. Cu scopul de a ajunge în Germania, cei doi s-au ascuns în compartimentul de marfă al unui camion fără știrea șoferului. Acesta transporta, conform documentelor de însoțire ale mărfii, un utilaj industrial din Turcia pentru o societate comercială din Germania. Cu ocazia controlului specific, echipa comună de control formată din polițiști de frontieră români și bulgari a constatat că șnurul asigurator al semiremorcii are cablul tăiat și relipit, motiv pentru care au procedat la efectuarea unui control amănunțit. Astfel, au fost descoperite ascunse în compartimentul marfă, printre marfa transportată, două persoane de sex masculin cu trăsături afroasiatice. La cercetări, șoferul mijlocului de transport a declarat că vine din Turcia, a intrat în Bulgaria în data de 10.04.2016 și că nu are cunoștință de prezența celor două persoane în mijlocul de transport. Polițiștii de frontieră au întrerupt călătoria celor doi bărbați și, conform protocolului româno-bulgar, aceștia au fost predați autorităților de frontieră bulgare, care vor continua cercetările și vor lua măsurile legale ce se impun.